Locuitorii municipiului Hunedoara se pot mândri cu una dintre cele mai moderne sedii de instanțe judecătorești din țară. Astăzi, în prezența ministrului Justiției Robert Cazanciuc și a președintelui CSM Adrian Bordea, a fost inaugurată investiția în restaurarea și extinderea sediului judecătoriei Hunedoara. Lucrările au început în urmă cu 3 ani, iar proiectul a avut o valoare de peste 4,5 milioane de lei din fonduri de la Ministerul Justiției. Vechea clădire, am înțeles că este construită între anii 1920-30, devenise o clădire total improprie desfășurării activității în parametrii normali, a suferit o transformare capitală. Investiția a constat în reparații majore aduse vechiului sediu, în extinderea acestuia cu încă un etaj, în renovarea birourilor și a sălilor de judecată. De asemenea, judecătoria Hunedoara a fost dotată cu mobilier nou. O justiție eficientă înseamnă și o infrastructură adecvată desfășurării actului de justiție. Este ceea ce s-a reușit prin această investiție, prin consolidarea, extinderea și modernizarea vechiului sediu al judecătoriei Hunedoara. Ne integrăm în Europa, trebuie să ne integrăm cu totul, și profesional, și sub aspectul infrastructurii. Eu doresc succes judecătorilor de aici și sunt convins că realizările vor fi pe măsura acestei clădiri deosebite frumoase. Ministrul Justiției Robert Cazanciuc a declarat că urmează ca și alte sedii de instanțe din țară, în special din reședințele de județ, să intre în proiecte de modernizare. Din păcate, prioritățile poate au fost alese greșit la un moment dat, s-au investit foarte mulți bani în instanțe mici, care acum, din păcate, nu au foarte mare încărcare, se pune problema desfințării unora dintre ele și au fost uitate de regulă capitale de județ, unde se duce greu justiției. În cursul anului 2013, pe rolul judecătoriei Hunedoara au fost înregistrate peste 6500 de cauze, instanța fiind a treia judecătorie din județ ca volum de activitate după judecătoria Deva și instanța similară din Petroșani.